Accident din atenție pe o stradă din centrul orașului Drobeta-Turnul Severin. Un șofer grăbit nu a oprit la stop și a intrat în plin în altă mașină. Două ambulanțe au ajuns la fața locului pentru a prelua răniți. Polițiștii și echipajele de la ambulanță au ajuns în scurt timp la fața locului. Locatarii din zonă spun că au auzit un zgomot puternic, iar când au ieșit la poartă, furgoneta era înfiptă într-un gard după ce se lovise cu un autoturism. Noi eram în curte, n-am văzut nimic de ce să spun. Doar s-a auzit o bucuitură foarte puternică. Al negru vine de acolo și ăsta cu duba vine pe cicerul. Stopul, graba, ne bate și lumina, nu? Dar a avut și ăsta viteză mare, că dacă n-avea viteză mare, putea să-l evite. Dar a avut viteză mare. Polițiștii au stabilit că totul a pornit de la o neacordare de prioritate. Am stabilit că în accident sunt implicate două vehicule, o auto-utilitară și un autoturism. În urma accidentului au rezultat două persoane care au fost transportate la spital pentru continuarea îngrijirilor medicale. Două persoane au ajuns la spital. Un pacient a refuzat venirea la spital, o victimă a avut un traumatism craniocerebral acut închis cu o plagă contuză de 17 cm vertex, iar cealaltă a avut o plagă tăiată, sprâncenoasă, stângă, fără a li se pune viața în pericol, stabil hemodinamic și respirator, au fost duși pentru investigații suplimentare la Spitalul Județean. Polițiștii au deschis un dosar penal în această cauză.